seara, stimați telespectatori, suntem la DSP Vrancea, am plăcerea să stau de vorbă din nou în fața domniilor voastre cu doamna doctor Carmen Țurcanu, medic de promovare a sănătății. Bună seara, doamna doctor! Bună seara, bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Am înțeles că o să abordăm un subiect foarte neplăcut, foarte neplăcut, cancerul de col uterin, asta e viața. Deci eu nu pot să spun că sunt subiecte plăcute și neplăcute. Asta e foarte neplăcut. Pot să spun că patologia în ultima vreme s-a schimbat. Ultima vreme însemnând poate cei 25 de ani, când în afară de bolile cardiovasculare, care au fost multă vreme pe primul loc, sunt acum din spate luate de bolile care țin de patologia oncologică, adică de diversele tumori maligne și benigne. Nu trebuie să discutăm totdeauna numai despre cancer. Putem să spunem că a crescut incidența și în ceea ce privește patologia tumorilor benigne, care însă, așa cum știm, sunt ușor de tratat. Ceea ce vreau să spun este că mi-aș dori din tot sufletul ca această patologie să fie totdeauna în atenția medicilor de medicină generală, medici de familie, și la oricare dintre controlele pe care le fac să se gândească că sunt forme care pot fi depistate foarte repede, și depistate foarte repede pot să însemne mulți ani de viață. Deci, ca să subliniem, asta se poate realiza numai pe un control, printr-un control periodic al tuturor, până la urmă, la medicul, eu știu, la medicul de familie, la medicul oncolog, la, eu știu, la medic, cu analizele respective și așa, și toate investigațiile, nu? Da, deci este vorba de un control pe care trebuie să-l facem o dată pe an toți, la medicul de familie. Și doi, este vorba de autocontrolul pe care putem să ne-l facem și de a învăța că atunci când ceva este în neregulă cu organismul nostru, fiindcă fiecare dintre noi ne cunoaștem organismul, trebuie să mergem la medicul de familie și să facem un control. Chiar dacă nu e în săptămâna, în luna, când ar trebui să facem controlul. Dacă avem o problemă, trebuie să o rezolvăm. Vreau să vă spun că dacă populația de o anumită vârstă merge periodic la medicul de familie, o dată la 3 luni, o dată la 2 luni, pentru că merg să-și ia acele rețete pentru bolile cronice și atunci medicul îl și consultă, oamenii tineri în general n-au timp de sănătate. Este ceva care, sfârșit, nu pot să înțeleg. Chiar nu e timp de a... Dar stai să ne gândim, când erai studentă te duceai să-ți faci controle periodice? Da. Când erai, după ce ai terminat facultatea, te duceai să-ți faci controle periodice? Nu chiar mă duceam, dar de câte ori era o problemă. Asta era. Da? Adică la cea mai mică problemă ajungeam la medic. E drept că era și în posibilitatea mea să mă duc la medic foarte ușor, fiind colegă cu cei la care mă duceam, dar mă duceam și dacă am avut o anumită problemă de sănătate, vreau să spun că tot timpul am avut grijă ca această problemă de sănătate să nu devină o problemă foarte importantă. Noi ne-am întâlnit astăzi pentru că eu vreau să fac două anunțuri. Primul anunț este că săptămâna viitoare este declarată săptămâna de prevenire a cancerului de col uterin. Este declarată de Organizația Mondială a Sănătății și la nivel mondial noi avem obligația
ca fiecare stat și fiecare, la noi fiecare județ, să discutăm despre ceea ce înseamnă cancerul de col uterin și mai ales cum putem să facem prevenirea cancerului de col uterin. Ce vreau să spun este că de mai mulți ani în România derulează un program care vrea să aducă în fața medicului pacientele de vârstă fertilă, discutând aici despre femeile între 14 și 80 de ani, dar mai ales femeile tinere, și să reușim să facem, măcar pentru fiecare dintre ele, un test Papa Nicolau. Pentru că realizarea acestei prevenții prin testul Papa Nicolau duce la un consult al femeii respective, un test care ne poate pune în evidență celule care pot fi înlăturate, sau dacă este vorba chiar de un cancer instalat, putem să-l depistăm în stadiile 0, stadiu 1, atunci când odată depistat, tratat, poate fi o femeie care a fost vindecată de cancer. Ce vreau să spun este că pe lângă programul de screening, aș vrea ca fiecare tânără care nu și-a început viața sexuală și fiecare mamă de adolescentă să înțeleagă că vaccinarea HPV este o vaccinare care face prevenție vis-a-vis de cancerul de col uterin. Da, stai puțin. Această vaccinare se face până la ce vârstă? Această vaccinare se poate face și după 20 de ani și după 25 de ani. Dar este important... Dar nu la 50 de ani și nu la 60 de ani. Dar este important ca vaccinarea să se facă înainte ca tânăra respectivă să-și fi început viața sexuală. Pentru că probabilitatea... Deci nu e cazul la 25, până la 10 ani, așa. Am încercat varianta cu 10 și 12 ani. Știi că a fost o reacție negativă a tuturor părinților. Acum eu vreau să spun că trebuie să fim foarte atenți vis-a-vis de faptul că mulți dintre băieții noștri sunt cei care pot să transmită acele virusuri. Și nu vreau să discut mai mult, pentru că tinerii gândesc altfel decât gândeam noi la vârsta lor. Își încep viața sexuală ceva mai devreme, au un comportament care uneori este mai puțin loial față de prietena pe care o au. Adică să umblă și cu alte fete? Da, se mai întâmplă câteodată sau... Câteodată? Da. Câteodată? Da, tulburare în societatea asta pe care noi nu mai putem să o înțelegem. Încercăm de multe ori să le explicăm. Unii mă înțeleg, alții înțeleg mai puțin. Ceea ce vreau să spun este că, în general, mamele nu înțeleg, pentru că nu reușesc să depășească ceea ce li s-a întâmplat în urmă cu 10, 15, 20 de ani și li se pare că lumea a luat razna. Da, probabil că lumea este într-un alt stadiu. Ceea ce vreau să spun este că atunci când vrei să te informezi, nu e nevoie să folosești numai internetul. Uneori informațiile de pe internet nu sunt cele corecte. Cele mai importante informații sunt cele pe care le căpătați de la televiziunea Atlas, stimați de respectat. Da. De la această emisiune, te rog frumos. E important să asculți, e important să te informezi și de pe internet, dar e important să citești o carte. E bine să ai puterea de a citi o carte despre ce te interesează, mai ales dacă e vorba de sănătatea ta. Ori tinerii noștri nu mai știu cum arată o carte. Am surpriza neplăcută să discut cu mulți dintre ei și să-mi spună, păi pe internet, bun, dincolo de internet, foarte bine, te-ai informat de pe internet, dincolo de internet. A, nu, n-avem timp să citim. Ei,
e bine să aibă timp să și citească sau măcar să stea de vorbă cu părinții lor, pentru că am rezolvat problema. Am spus despre ce e vorba. Ce vreau să mai spun, n-aș vrea să sperii pe nimeni, dar mortalitatea prin cancer la femei, prin cancerul de coluterin ca atare, este printre primele. Adică avem cancer mamar, cancer colorectal, cancer pulmonar și cancer de coluterin. La femeile tinere, cele care pot să se îmbolnăvească de bolile astea între 15 și 44 de ani. De aceea cred eu că orice mamă trebuie să-și învețe fiica că dincolo de a începe, după ce și-a început viața sexuală, trebuie totuși, cel puțin o dată la 6 luni, să meargă la un consult la medicul ginecolog. Știi, mă gândeam la ce spuneai tu acum, cu începutul vieții sexuale, cu mama care se spună fetii. Doamne, era totuși bună școala aia după vremea noastră, când nu ne gândeam în liceu să-ți începi viața sexuală, fiind ne bătea mama de ne suna apa în cap. Era o atmosferă de familie care îți impunea să nu faci anumite lucruri, nu? Da. Era o atmosferă de familie. Mama să spună, vai, ți-ai început viața sexuală. Păi, mama te trimitea, du-te și învață, du-te și ia o carte în mână, la ora 9 să fii acasă, unde te duci, unde... Pe când acum să mama cu fete de 14-15 ani discută despre începutul vieții sexuale. E firesc, oare poate așa o fi firesc, ferească Dumnezeu, în fi noi, demodate. Deci nu știu dacă este firesc, probabil astea, așa se întâmplă în secolul 21. Totul este mai rapid. Ceea ce vreau să spun este că această campanie se numește Stop cancerului de coluterin. Și că dincolo de această campanie urmează o altă campanie care privește nu numai tinerii sau tinerele, ci privește pe toată lumea. Adică este vorba de campania de prevenire a cancerului în general, a tuturor formelor de cancer. Și pentru că suntem aici, am să dau citire codului european împotriva cancerului. Poate așa. Și poate colegii de la televiziunea Atlas, cu care eu colaborez tot timpul, mă vor ajuta citind acest cod, măcar o dată în fiecare seară, să le transmitem celor care chiar își doresc să fie sănătoși, cum să-și schimbe modul de viață. Că până la urmă sunt câteva lucruri elementare pe care fiecare dintre noi putem să le mai schimbăm. Prima idee este nu fumați și nu utilizați nicio formă de tutun. Eliminați fumatul acasă și să sprijinim în general politicile în favoarea interzicerii fumatului la locul de muncă. Și să respectăm ceea ce ar trebui să respectăm ca legislație. Dacă îmi permiți, bat în lemn, ferească Dumnezeu, dacă te duci la un spital de oncologie cu cineva, cu cineva anume, primul lucru pe care îl întreabă pe persoana respectivă care a venit să fie investigată acolo, sunteți fumători? Deci primul lucru, asta te întreabă, sunteți fumători? Deci cât de important este să nu fumăm? Cine poate, da? Da, bun, o să mai facem și o campanie antifumat. Sper că anul ăsta o să o... Și îmi spunea vărul meu, care lucrează la Institutul Oncologic și care este doc, profesor acolo, bun, și spunea, zic, dragă, noi am făcut cercetări după un număr de țigări fumate, nu ai cum să nu faci cancer. După un număr de țigări fumate, nu ai cum să nu faci. Te rog, Carmen. După aceea, o altă problemă de mare actualitate este cea a greutății corporale. Acea greutate pe care fiecare dintre noi ar trebui să o respecte. Găsim pe internet 1000 de informații despre greutate ideală.
Cred că greutatea o găsim în oricare din schemele pe care le avem și atunci trebuie să ne gândim la vârstă, la modul de alimentație și cum să facem să respectăm această greutate. Deci să luăm măsuri pentru a avea o greutate corporală corectă. Să facem activitate fizică în fiecare zi și să limităm perioadele de timp petrecute în poziție așezată, adică în fotoliu sau în poziția aceea de odihnă pe care foarte mulți dintre oamenii din ziua de astăzi o au în momentul în care au ajuns în casă. Sunt obosiți și vor să stea, nu neapărat să doarmă, dar să stea acolo. Să uite la televizor. Să se uite asta la televizor. Asta o facem toți. Asta o facem toți. Hai să nu, mai ne, să nu ne mai ascundem. Să adoptăm o dietă sănătoasă. Da. Și aici? Ce să adoptăm? O dietă sănătoasă. Să consumăm din abundență cereale integrale, leguminoase, legume și fructe. Să limităm alimentele bogate în calorii, cele care au conținut crescut de grăsimi, de zahăr și să evităm băuturile îndulcite. Să evităm carnea prelucrată, să limităm cantitatea de carne roșie din alimentația noastră și alimentele cu conținut ridicat de sare. Deci putem să mâncăm mai puțină carne de porc și de vită, în schimb putem să mâncăm ceva mai multă carne de pasăre și foarte bine dacă mâncăm pește. Da, asta vreau să spun. Atenție la cantitatea de sare, pentru că, în general, carnea are o cantitate de sare în ea și legumele și fructele au o cantitate de sare și surplusul pe care îl aducem cu sare trebuie să fie cât mai mic. Dacă vom limita, însă, alimentele prelucrate, adică salamuri, mușchi, chestii de genul ăsta, și vom mânca mai mult lucruri pregătite imediat, la care să punem foarte puțină sare sau poate chiar deloc, atunci o să avem o alimentație cât de cât corectă. În cazul în care consumați alcool, de orice fel, limitați consumul de alcool. Pentru prevenirea cancerului, este bine să nu consumăm băuturi alcoolice deloc. Trebuie să evităm expunerea exagerată la soare, începând de la copii până la oricare altă vârstă, să folosim produsele de protecție solară pe care le avem la îndemână și pe astea le putem folosi și trebuie să le spun tinerelor că ele abuzează de aparatele de bronzat. Atenție mare! Nu sunt sănătoase aceste expuneri la concentrații mari de ultraviolete care să le bronzeze. Și pot să ducă la cancer de sân și cancer tegumentar. Sigur că da. Dar chestiile astea care văd că se fac și sunt scoase în evidență foarte tare, se face campanie pentru ele, astea care se pun în, cum se cheamă, nu știu cum se cheamă, sâni falsi și buze false și fese false, cum se cheamă aia care se pune, păi, nu mai nou acum, este nu botox, alte chestii care se tot pun pe ce asta, nu duc la o devierea funcțiilor organismului, totuși. Deci vreau să spun că încă nu știm care sunt efectele, că e ușor să le scos pe piață și să le vezi. La asta mă refer, la efectele pentru negative. Efectele negative vor apare în timp. Ne vom trezi peste 10 ani, peste 20 de ani, peste 30 de ani cu probleme la aceste tinere care acum vor să fie altfel decât le-a lăsat mama natură. Acum, eu știu, fiecare dintre noi vrea să-și mai ajusteze câte ceva care nu e în ordine. Dar una este să o faci într-o limită acceptabilă și alta este să o faci într-o limită exagerată, folosind tot felul de substanțe despre care, la a căror
consecințe nu le știm acum, le vom ști mai târziu. De fapt, ai văzut cu sânii, cu modelarea sânului. Una este să ai cancer de sân și să rămâi, Doamne ferește, fără un sân și atunci să vrei neapărat să pui o proteză. Și alta este să toată ziua să umbli la sânii tăi, deși n-au sărăci absolut nimic, decât doar că vrei să-i faci ba mai mari, ba mai mici. Asta este. O altă idee. Disgrațios să vezi că, cum își etalează sânii, le vezi pe stradă cu sânii pe afară și, Doamne, este ceva îngrozitor, nu? Bun, asta este vreau o chestie de atitudine, spun, nu de... De atitudine care creează atitudini și la cei din jur, la copiii ăștia tineri, la fetele astea tinere, care trebuie să dezvolte într-un anumit fel, zic eu. Da. Ca să trăiască într-o societate civilizată și probabil de bun că simț. Vrei să spun ceva? Vreau. Da, bine, atunci am să spun că și mass media este cea care încurajează chestia asta. Poate dacă mass media... Adică se câștigă bani din asta, dar mai bine fără bandă. Fi mai atentă la ceea ce prezintă, poate că tinerii și tinerele noastre ar gândi altfel. Păi modelele. Asta este. Dacă nu știi să, dacă dai asemenea modele, copiii ce vrei, la 13, 14, 15, 16 ani, când urlă cu hormonii în tine, normal că ai să te uiți după sân pe afară și altele și altele. Ia, dă-le niște lucruri de calitate adevărată, spirituală, copiilor, să vadă și acum să vezi că încet, încet se schimbă mentalitatea asta. Înfiorătoare, știi, care duce... Nu, e legat de ceea ce vorbim noi. E datoria voastră să aduceți ceea ce spui. Eu asta fac de 25 de ani, mă chinui, chiar dacă sunt desuetă, poate câteodată, dar te rog. Deci, la locul de muncă trebuie să respectăm instrucțiunile privind sănătatea și securitatea în locul de muncă și să ne protejăm acolo unde există de substanțele cancerigene. Trebuie de asemenea să aflăm dacă suntem expuși la iradiere, la nivel ridicat de radon natural în locuința noastră. E, în sfârșit, asta doar dacă chiar ținem foarte mult. Pentru femei, care sunt indicațiile? Să alăptăm reducând riscul de cancer de sân. Deci, dragi mămici, la început de drum, în viața asta de mămică, alăptați-vă copilul. Dacă alăptați copilul, o să avem posibilitatea să discutăm mai puțin despre cancerul mamar. Terapia hormonală de substituție crește riscul apariției anumitor tipuri de cancer, așa că atenție la contraceptive. Asigurăm participarea copiilor la programe de vaccinare. Atenție! Copiii trebuie vaccinați pentru hepatita B, mai ales nou-născuții, iar tinerile fete trebuie vaccinate împotriva virusului papiloma, adică să facem vaccinarea HPV. Trebuie să participăm la programe organizate de screening pentru cancer, și anume screening-ul pentru cancerul colorectal la femeie și la bărbat, pentru cancerul mamar la femeie și pentru cancerul de col uterin la femeie și pentru cancerul de prostată după o anumită vârstă, după 40 de ani, pentru bărbați. Deci, acestea ar trebui luate foarte în serios: expunerea la soare, alimentația sănătoasă și atenție la alimentația sănătoasă și mai ales să renunțăm la fumul de țigară și la consumul de alcool. Toate acestea pot fi rezolvate și mai putem să facem un lucru pentru viața noastră, să încercăm să facem mai multă activitate fizică. Vreau să vă spun că atunci când omul a trecut de la o anumită stare la o altă stare, a uitat că părinții, bunicii, ieșeau toată ziua din casă și făceau activitate fizică. Anins. Da? E multă zăpadă în oraș. N-am văzut prea mulți tineri care să pună mâna pe lopată și să curețe o scară de bloc. E o activitate
activitate care durează un sfert de oră. Dacă părinții nu o fac, nu o fac nici tineri. Ceea ce este o mare rușine. Adică nu trebuie neapărat să vină dita mai mașina să ne curețe scara de bloc. Da? Am dat zăpada de pe scară și vine mașina și ne curăță strada. Că mașina asta poate să facă, sau, mă rog, mașinile cele mai mici. Dar noi putem să ne curățăm scara, să curățăm de jur împrejur. Este un lucru de bună cuvință. Este o activitate fizică pe care oricare dintre noi o poate face. Deci eu, personal, am mers prin oraș în zilele astea cu zăpadă și n-am văzut decât oameni de vârsta a doua spre a treia care au ieșit și au dat zăpada. Iar tinerii s-au jucat, s-au simțit bine, au fost în vacanță, dar nimeni nu le-a spus, ia și tu mătura și mătură scările alea, că ne rupem gâtul. Aici părinții sunt de vină, îmi pare rău că trebuie să spun, nu? E o atitudine. E o atitudine și atunci tu vorbești de atitudini, hai să învățăm că astfel de atitudini. Am văzut la televizor un grup de tineri care s-au dus să-i ajute pe bătrânii din sat. Tot respectul pentru părinți și pentru profesori, da? Pentru că profesorii au mers cu ei și au zis hai să-i ajutăm pe oamenii în vârstă și au făcut un mare lucru și părinții au zis ia lopata, îmbracă-te adecvat și mergi și ajută-l pe bunicul tău, pe mătușa, pe unchiu, cei care nu mai pot la momentul ăsta să dea atâta zăpadă, dar a fost într-un loc. E prea puțin. Da, și fac... Practic asta ar fi o muncă fizică, o activitate fizică, fizică excepțională pentru organism și pentru... Da, ce să mai vorbim, sunt atâtea dezechilibre, eu mă bai mereu în fața telespectatorilor, e atâta dezechilibru în societate încât nici nu știi de unde să începi. Păi o să vină primăvara. Sper. Dacă scăpăm de zăpadă, putem să facem o altă activitate, la fel de frumoasă, și anume să curățăm grădinile, locurile și spațiile verzi și mai ales să plantăm niște popi. Mi-a fost, te rog să mă crezi, am văzut doi copii de 10 ani care au luat un brăduț și îl tot trăiau într-un loc. Și i-am întrebat, ce faceți cu brăduțul ăsta? De ce l-ați luat de acolo? Păi vrem să-l punem în pământ. Și le-am explicat că brăduțul ăla nu poate fi pus în pământ, tocmai fiindcă nu are rădăcini. Un alt gen de brad care se poate pune în pământ, nu aveau. Deci nu era unul pus în vas și să-l scoți din vas, să-l pui în pământ. Și le-am explicat că numai... Și au zis, ei bine, atunci ne ducem să căutăm un brăduț dintre ăla și să-l... Deci ei porniseră cu o treabă foarte clară, voiau să-l pună în pământ. Și doi le-am spus, bine, dacă vreți să-l puneți în pământ, trebuie să-l păstrați până în primăvară, când se încălzește pământul și abia atunci puteți să-l puneți în pământ. Asta înseamnă să-l țineți în bloc, să-l udați. Și când s-a rezolvat problema, afară e cald, suficient de cald, atunci cu mare plăcere îl puneți în pământ. Da, zice, dar ca să-l punem în pământ, ăsta așa, îl înfigeam în pământ, dar pe celălalt... Păi zic, luați un hârleț, o lopată, ce aveți la îndemână acasă la voi, faceți o groapă și îl puneți în pământ. Da, și pe urmă au plecat spunând mulțumesc, bine că ne-ați spus ce avem de făcut. Le erau mari copii? Ți-a zis, de 10 ani, erau 10, 12 ani, sigur. Erau micuți, nu erau foarte mari, dar puși pe o treabă bună. Și am zis, cine i-a învățat? Foarte bine, tot respectul pentru că ei au pornit să facă o treabă bună. Doamna doctor, s-a terminat emisiunea, vă mulțumim frumos, vă mai așteptăm, stimați telespectatori, sper că țineți cu toții cont de sfaturile pe care vi le-a dat doamna doctor Carmen Țurcan, medic de întreținere a... Medic de promovare a sănătății. Eu am să iau legătura cu colegii mei de la oncologie și dacă ei vor avea timp să vină să stăm de vorbă, să ne lămurească... Sau dacă vor dori să fac o abordare pe un anumit tip de cancer în această perioadă, eu voi face ceea ce ei își doresc și ceea ce la nivelul județului Vrancea se numește incidența cea mai crescută la un anumit tip de cancer. Pentru că n-am reușit până astăzi să mă întâlnesc cu ei,
O să luăm legătura dincolo de săptămâna viitoare, adică în luna februarie, și vom face o emisiune pe un anumit tip de cancer pe care îl avem în mod crescut sau cel mai crescut la nivelul județului Vrancea. Mulțumim frumos și la revedere, stimați telespectatori! Multă sănătate să dea Dumnezeu!